Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca a fost gazda unia dintre cele mai importante evenimente din ultima perioadă. Joi, peste 40 de comandanți din toată țara au remarcat în cadrul vizitei ce a avut loc la subunitățile nou înființate din localitățile Bolintindeal, Mihăile și Colibaș, condițiile deosebite de muncă ale pompierilor. În urma vizitei, Inspectoratul de la Giurgiu a fost dat ca exemplu de bune practici în întreaga țară. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu a fost dat exemplu de bune practici la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, motiv pentru care ieri, 31 octombrie, inspectorii șefi ai Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență și Comanda Inspectoratului General au efectuat o vizită de documentare la noi județ, la subunitățile de intervenție din localitățile Colibaș și Bolintindeal, și la locația din Mihăilești, unde va fi mutată garda de intervenție echipați în cel mai scurt timp. În finalul activităților, colonelul Emil Apostol, șeful Inspectoratului Județean Vlașca, a primit o distinție onorifică datorită eficienței de care a dat dovadă în ultima perioadă. Pentru eforturile depuse de domnul colonel Apostol Emil și de conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca a județului Giurgiu, de a aduce cât mai multe subunități în mai multe locuri din județ pentru scurtarea timpului de răspuns în situații de urgență, domnului colonel i-a fost înmânată o distinție onorifică de către inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cele trei subunități de intervenție au luat ființă anul acesta cu ajutorul primăriilor din Bolintindeal, Mihăile și Colibaș. De asemenea, cheltuielile de întreținere sunt asigurate din bugetul local al acestora.